dimineața să ne apucăm de lucru, pentru că avem multă treabă astăzi, ne apucăm de rândul 15 în felul următor. Facem câte 2-3 piciorușe mici până ajungem pe mijlocul V-ului, după care vom face 9 ochiuri de lanț. Și în fiecare V, cum ar veni în arcada aia, vom face câte un picioruș mare, adică cu un jeteu. După care facem 6 ochiuri de lanț. Și iarăși picior mare. Șase ochiuri de lanț, picior mare. Când ajungem în colțuri, să știți că tot așa vom lucra, picior mare, 6 ochiuri de lanț. Deci nu este nevoie să revin cu partea aia. Deci asta e rândul 15. Alte înmulțiri n-am mai făcut. Totuși, cine ar fi fost, poate interesat să facă înmulțiri, să mai repete, de exemplu, rândul 14, aici în colțuri, evident, unde sunt cele două puncte speciale, picioare speciale, cum să le spunem noi. Aici putea face câte două bucăți din fiecare, aici și aici. Zic și eu, dar n-am studiat problema foarte bine, așa că continui cu față de masă așa cum apare în revistă. Bun, continuăm. Am închis rândul 15, pur și simplu m-am legat de partea de început printr-un picior alunecat și acum vom face 2-3 piciorușe mici până ajungem cam pe mijlocul arcadei. După care facem 11 ochiuri de lanț. Și facem piciorușe triple, tot așa pe mijloc. Adică picioruș triplu cu, adică cu 3 jeteuri. Și vom face în fiecare arcadă. Ne orientăm să vedem unde e mijlocul. Un picioruș triplu. 6 ochiuri de lanț. Picioruș triplu în același loc. La fel, piciorul triplu, 6 ochiuri de lanț, piciorul triplu. Și tot așa mai departe, până când ajungem în colțuri. Colțul fiind aici unde vine partea asta de 3 și după aici cu 2 struțocămile și avem partea asta dintre ele două, da, arcada asta, și acolo vom face câte 3 piciorușe triple cu câte 6 ochiuri de lanț între ele.
Am reușit un pic să mă adun pe ziua de astăzi și dacă am ajuns până aici, hai să mă străduiesc să fac rândul 17, că dacă e până acolo, facem astăzi rândul 17 și mâine 18, 19 și 20 și cu asta am gătat fața de masă. Nu că mă grăbesc, dar mai avem multe de făcut și timpul e puțin și întotdeauna am simțit că timpul ăsta mie nu mi-a ajunge niciodată. Bun, mai puțină vorbărie. Rândul 17, din câte ați putut vedea, am făcut un ochi, chiar două ochiuri, două piciorușe mici. Am urcat rândul cu trei ochiuri de lanț și am făcut încă două piciorușe mari în arcadă. După care facem trei ochiuri de lanț și în aceeași arcadă facem trei piciorușe mari. Ăsta e rândul 17. Mergem în următoarea arcadă, aceeași chestie, 3 piciorușe mari, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe mari, în aceeași arcadă. În colțuri se lucrează exact la fel, 3 piciorușe mari, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe mari. Nu avem înmulțiri. Și vă las cu acest rând, pentru că din câte cred că se poate auzi, bebe deja nu mai are răbdare și mă cheamă de dincolo, din cealaltă cameră. Așa că rămâne să ne vedem pe mâine. Spor bun!